Uiule, hai du-te acolo. Haide. Băi, ia, ia uite că ea alergă, ia. Bună dimineața. M-am trezit cam acum vreo oră. S-a dat ceasul înapoi. Chiar mă gândeam că m-am trezit la 7:30 fiind duminică. Și ieri am fost și plecați, am fost pe la București, am fost prin Orășel, am fost prin Mol, am fost, mă rog, ne-am plimbat și eram destul de obosită și mă așteptam să mă trezesc mai târziu, deci ar fi fost un 8:30. De asta mi s-a părut mie că m-am trezit cam devreme și am aici pe cineva. Haideți să vă arăt. Ce faci tu, Vitalu, mami? Ce faci tu aici? Te ascunde? Puiul meu. Hai, arată-și tu fața, haide. Hai, Vitalu, mami, bravo. Vitalu, mami. Doar ce s-a trezit și ea. Vitalu, mami. Puiul, mami. Puiul, mami. Puiuțul, mami. Deci, mor de ea. Eu îmi trag de ea de mor. Mi-am făcut și aici o cafea. De care trag de vreo oră și ceva. Și după, chiar nu știu ce o să facem. Azi este duminică, după cum v-am spus sau nu. Este ziua socrului meu, așa că diseară vom merge pe la el. Și eu zic diseară pentru că Marius merge la fotbal pe la 1 și nu avem cum să ajungem mai devreme. Dar e ok și așa. Și vreau să mă uit ce o să-i ducem cadou. Am cumpărat noi ceva ieri, dar vreau să-i mai pun încă ceva. O să mă uit pe acolo. Probabil, cel mai probabil o să-i pun și un parfum pe lângă cadou. Habar nu am, chiar stau și mă gândesc. Cred că ar mai fi trebuit să iau ceva. Ideea e că azi mi-am propus să filmez și un unboxing de la Oriflame pe care îl țin de o săptămână, cred că, în casă. Și mai am și încă vreo două produse de dat. Am dat din ele deja. Dar am dat cu lavabilă prin casă, după cum se vede aici, peretele ăsta nu mai este gri. Cred că v-ați dat seama, cele care mă urmăriți deja de ceva timp. Și am avut treabă, chiar am avut treabă, încă mai am. Ne-am cumpărat și un aragaz nou. Acum cu Black Friday am luat un aragaz de la Altex, am făcut un buyback din ăla și am dat un aragaz vechi și am obținut un cupon cu o reducere de 150 de lei, dar nu la aragazul pe care l-am luat. Ne-a dat un cupon cu 150 de lei pe care să-l folosim la următoarele achiziții de la ei. Și am avut foarte, foarte multă treabă. Eu mi-am schimbat acolo camera la machiaj pentru că vreau să mă apuc și de unghii. Și mai am de făcut niște modificări pe acolo. Am făcut ceva modificări, mi-am cumpărat câteva produse, mai am o comandă care să-mi vină mâine. Mi-a mai venit una, dar n-am filmat-o pentru că n-a fost așa mare și plus că nu știu. Am fost prea încântată și n-am mai stat să filmez. Dar o să vă arăt acolo ce și cum și da, cam asta vreau să fac azi. Vreau să filmez și vreau să vă arăt și ce am luat din geabă. Mi-am luat, cred că, trei articole, pentru mine mă refer, plus că și-a mai luat David ceva, și m-a mai luat unui nepoțel ceva, dar pentru mine trei articole am luat. Aveau foarte multe articole pentru Crăciun, decorațiuni și alte chestii, stați că nu știu ce am pe aici, și m-am uitat, într-adevăr, Marius mi-a tot zis, ia dacă vrei, mă rog, și chestii din astea, dar nu văd așa rostul, parcă nu... Nu e spiritul sărbătorilor, cumva, nu știu, poate o să mai, nu de fapt poate, sigur o să mai ajungem până de Crăciun, așa că, mă rog, până în decembrie, până la începutul decembrie, așa că nu vă rostul să iau prea multe de acum, dar am găsit o față de masă foarte, foarte drăguță și n-am putut să o las acolo, mă gândeam că nu o mai găsesc și mai bine o iau. Mi-am luat o decorațiune din aceea cu lumânări argintie, așa pe farfurie, la fel să o pun în bucătărie și cred că am luat și un platou pentru soacra mea, la fel cu imprimeau din asta de Crăciun. L-am luat să fie acolo, să-l pun în cadou de Crăciun. Și cam atât, dar o să vi le arăt, cred că în... Poate vi le arăt și aici. Da, cred că ar fi ok să vi le arăt și aici în vlog, dar o să le pun și în unboxing-ul Oriflame. O să includ și articolele astea din Jumbo ca să fie și acolo.
Ăsta nu știu când o să-l postez, mă gândesc, chiar nu știu când. Da, vă las și vorbim un picuț mai târziu. Poate vă arăt și cum am aranjat acolo la unghii. Să știți că nu am cumpărat, nu mi-am cumpărat un birou, pentru că încă eu fac unghii. Practic fac doar o practică pe fete, așa că nu le iau bani sau ceva de genul și nu vreau să investesc prea mulți bani până nu sunt sigură de ce pot să fac, de ce îmi doresc să fac, de ce o să-mi iasă și așa. Și folosesc fostul meu birou cu care lucram înainte, să-mi iau măsura de machiaj. L-am pus acolo, camera fiind cam mică, este cam aglomerată, dar o să încerc să mai, cumva să mai fac niște spații de depozitare, să le mai așez cumva. Sunt un pic răgușită, dar nu înțeleg de ce. Da, și vă las și vă arăt mai târziu ce mai facem pe aici. Cel mai probabil o să fac un pic de ordine prin casă. Haideți că încerc să găsesc o poziție aici la telefon. Să vă arăt ce am luat din Jumbo. Și am luat decorul ăsta. Este o farfurie de ceva ceramică, din câte îmi dau seama. Și are această betală cu floricele, trei conuri și trei lumânări din astea pe care o să le aprind eu de Crăciun, de Revelion, foarte drăguță. Și asta a fost 15 lei. Am luat-o pe argintiu pentru că știți că cam pe asta merg la mine în casă. Și îmi place tare, tare mult. Mai avea și o variantă mai mică, dar am ales-o eu pe asta mai mare. Am luat și fața asta de masă. Cred că așa se vede mai bine. Ai descos-o și scot. Îmi pot fi stelpit aici în părți. Nu știu cât se vede, dar în spate este cățelușa mea. Cam așa arată. Este destul de mare. Și are frunzulițele astea de vâsc, dacă zic eu bine. Ceva de genul. Deci îmi place tare, tare mult asta. Acum sper să fie ok pentru masa mea din bucătărie. Am o masă destul de mică. Eu zic că o să meargă bine. Și ultimul articol este platouașul ăsta. Ăsta este din ceva plastic. Așa pe auriu. Pentru că soacra mea cam pe nuanțele astea bej auriu merge. Și am zis să o iau așa. Mai avea și pe roșu și pe argintiu, cred. Habar n-am. Parcă să zic că pe argintiu n-am văzut, că totuși cred că aș fi luat și eu pe argintiu, nu cred că avea. Dar am luat-o pe asta și asta a fost 10 lei, parcă. Foarte, foarte drăguță mi se pare platoașul ăsta, chiar mi se pare drăguț. Nu? Așa zic eu. Da, cam asta a fost tot ce am avut să vă arăt din Jumbo. N-am luat mai multe pentru că nici nu aveam nevoie și parcă nu este momentul să fac cumpărături de sărbători acum, în momentul de față. Poate o să vă arăt mai târziu și dacă gătesc ceva, deși nu cred că o să gătesc. Pentru că dacă o să mergem la soacra mea, o să mâncăm acolo, plus că am deja mâncare gătită, deci cred că astăzi totuși nu o să mănânc, nu o să gătesc, nu că nu o să mănânc. Ne vedem un pic mai târziu. Ce faci, iubitul meu? Ce faci tu? De ce nu vrei să te urci la mami în pat? Ai spune tu, iubitul meu. Unde-i umblat tu două zile de n-ai venit acasă? Tomi, frumosul meu. Ia spune tu la mami, unde-i fost? Se duce la David. Vreau să vă arăt și fețele astea de pernă. Am fost aseară cu Marius, de-am făcut niște cumpărături târziu și am văzut fețele astea de pernă. Sunt ca cele pe care vi le-am arătat în holul trecut. Sunt fețele de pernă de la Penny cu doar 10 lei. Sunt dreptunghiulare așa, identice cu cele care vi le-am arătat, dar le-am găsit cu dungile astea roșii și n-am putut să mă abțin, așa că le-am luat și mă bucur tare. Și mi se pare că materialul la modelul acesta este și mai finuț. Și le-am luat, mă gândesc că pot să le pun de Crăciun, fiind cu roșu și alb, cred că s-ar vede foarte, foarte frumos. Și chiar îmi plac mult fețele astea de pernă. Și am realizat în timp ce făceam curat în șifonier că nu v-am arătat chestiuța asta pe care am luat-o de pe Shein. Este o băscuță din asta, n-am purtat-o încă.
Cam așa arată ea și cred că a fost cu reducere vreo 14 lei, 15 lei. Și să știți că îmi place destul de mult, abia aștept să o port. Încă n-am purtat-o pentru că vreau să port cu ceva ghetuțe, bocăncei și mi-am comandat acum de pe... nu mai știu cum se numește site-ul. Nu de pe About You, habar nu am cum se numește, un site nou pe care l-am găsit și mi-am cumpărat două perechi, așa că aștept să văd care îmi vin și pe care perechi o păstrez. Dar până atunci mi se va arăta și băscuța asta, care îmi place destul de mult. Să știți că eu am vrut să mi-o mai iau și pe gri, tocmai pentru că am un paltonaș gri și mă gândeam că o să se vadă bine, dar am zis totuși să încep cu una și dacă o să mai plasez comandă, o să mai iau una. Asta în cazul în care o și port, că de obicei le cumpăr și nu le port. Mi-am luat atât de multe rochițe încât nu știu ce o să fac cu ele. Am încercat să mai vând din ele care nu îmi plac așa mult cum îmi vin. Dar să vedem, poate o să vi le arăt și vouă pe YouTube. Vreau să le vând chiar cu același preț cu care le-am luat. Pentru că unele chiar nu le port și nu vă rostul de ce le-aș ține. Da, vă las și poate vă arăt mai târziu ce mai fac pe aici. Momentan stau, aștept să merg la ședință la David. Poate vorbesc un pic pe drum când plec la ședință. Ia uitați. Un pic-up-ul din asta. Asta nu-mi place. Uite, așa se vede și mai bine materialul. Haideți că mi-am dat seama că am târziu să vorbesc și cu voi. Asta e problema la mine, nu că n-aș avea ce să vă arăt în vloguri, ci că uit să filmez de câte ori îmi propun. Și vreau să vă zic că mi-a venit o comandă de la Oriflame, o am aici super mare. De fapt a fost 5 cutii, chiar nu mă așteptam când m-a sunat curierul și mi-a zis că am 5 colete. Și așa că am decis, am fost puțin plecată și am zis să filmez pentru voi, să filmez unboxing-ul. Și vreau să vă arăt cu ce mă machiez în momentul de față. Mi-am aplicat fondul de ten, nu mi-am dat seama să filmez, dar bine că mi-am dat seama mai târziu. Am folosit fondul ăsta de ten de la Rimmel London, Breathable, 30 de mililitri și este nuanța Classic Beige 201. Și să știți că mi este acum ok, dar în curând o să-mi fie închis, așa că vreau să trag de el, să-l folosesc. Nu mai am foarte mult, mai am, nu știu, cred că cam pe aici mai este în el și vreau să-l termin. Și o să folosesc concealerul ăsta de la Revlon Colorstay. Imediat vă arăt cum îl folosesc. Nu folosesc foarte mult. Destul de puțin, zic eu, față de ce am văzut la alte persoane. Consider că nu am cearcăne foarte, foarte mari. Și folosesc un burețel din ăsta, e deja murdar, l-am folosit de două ori, trebuie să îl spăl. Burețelul ăsta îl am de pe Shein și e super, super bun. Le-am luat la set, deci chiar mă bucur că le-am luat. Chiar sunt super, super ok. Sper că mă vedeți bine acolo și vedeți ce fac. Vreau să filmez mâine, dar mâine am ceva programări, așa că sigur nu o să apuc. Și cel mai bine ar fi să filmez azi, să scap de o grijă, că trebuie să dau și comanda și n-are rost să stau cu produsele în casă, să pot să dau și mesaje imediat după ce filmez, să vină fetele să își ia comanda. Eu mi-am pus așa aici ca să nu mă mai machiez acolo unde machiez fete, în camera de make-up, pentru că n-am chef tot timpul și pentru că acolo este frig. Și le-am pus aici, le-am aruncat pe toate cam ce folosesc de obicei. O să vă arăt și ce pudră folosesc în momentul de față. Este de la On Color, nuanța Porcelain. Cam așa mai am ajuns la tăviță. Și o să aplic foarte, foarte puțină pudră cu pensula asta de pe Sinsei. Cred că am luat-o. Nu o să mă machiez prea intens sau o să stau prea mult la machiaj pentru că e doar pentru un clip, adică în ultima perioadă nici nu m-am mai machiat așa foarte intens sau cu nu știu ce machiaj la ochi, chiar nici tuș nu prea am folosit în ultima perioadă. Dar sper să îmi revin, am avut ceva probleme,
cu sora mea. Am fost mai mult prin spital, așa că nu mi-a ars de nimic. De asta nici nu prea am filmat cum ar trebui, dar sper să-mi revin. Sper să mai vină și perioade bune în viața mea. Și nu v-am arătat ce folosesc. Folosesc kitul ăsta de conturare de la Douglas. Știți că l-am luat de pe import direct. Îmi place foarte, foarte mult. Și combin două nuanțe. Nuanța asta cu asta. Pentru că așa mi se pare mie că mi se potrivește mai ok. Stați că vă punem oglinda în față. M-am gândit că ar fi interesant să vedeți ce folosesc și cum mă machiez. Iar cu excesul de pe pensulă vin pe frunte și pe subărbie pe aici, pe spre gât, așa mă las spre gât. Și cam asta fac, cel puțin la față. Nu folosesc iluminator, nu prea folosesc de, în general, doar la ocazii speciale folosesc iluminator. Mai folosesc aici sub sprânceană și în colțul intern. Dar azi nu o să folosesc pentru că nu am. Pentru sprâncene voi folosi kitul ăsta pe care vreau să-l și arunc. Cred că sunt sigură că e ultima dată când o să-l folosesc. Pentru că l-am de ceva timp. Asta e o gură de cam aici o cafea. O să-mi conturez foarte, foarte puțin sprâncenele. Nu o să insist prea tare. Ele oricum sunt foarte închise la culoare, așa că doar în zona asta aici am ceva lipsuri și de asta îmi place să le conturez. Trebuie în curând să mă și pensez. Și ar fi drăguț dacă le-aș și vopsi puțin, doar că nu știu de ce nu le-am mai vopsit în ultima perioadă. Că înainte o făceam. Probabil că n-am mai avut chef, pur și simplu. De câteva luni nu pot să zic că sunt eu cum eram înainte. Am o stare mai proastă, sunt mai depresivă, așa, cred că ăsta e cuvântul. Nu prea îmi găsesc locul, nu prea știu ce îmi doresc să fac și alte chestii. Dar cumva e normal, cred. Am trecut prin niște perioade foarte, foarte proaste. Poate, nu poate, cu siguranță cea mai grea perioadă din viața mea de până acum. Așa că cumva trebuie să fiu înțelegătoare cu mine. Ce vreau să vă spun este că m-am apucat de o dietă. Dieta este dieta disociată. Și țin dieta disociată 3-3-3. Ați văzut că mai devreme v-am arătat peștele la cuptor. Și sunt la ziua a doua de carne și este groaznic, deci groaznic. Abia pot să mănânc ceva, nu-mi place. Astea 3 zile mi se par cele mai grele. Am mâncat prima oară 3 zile de fructe și legume și a fost super ok, nici n-am simțit când au trecut zilele alea, dar eram sigură pentru că știam că am mai ținut dieta asta și știam că atunci când o să vină zilele acestea de carne o să fie super, super greu. Dar mai am o zi în afară de asta și sper să reușesc. Ce fac eu extra e că mai beau cafea și este cafea cu o linguriță de zahăr, dar nu pot să beau simplă, chiar nu pot, dar mă rog, eu așa am zăbit și rândul trecut și a fost ok, nu fac exces. Dacă vedeți că se mișcă ceva aici, hai iubita mea, hai și tu aici, da, iubita mea, da. Da, și cum vă spuneam, țin dieta asta și mai am, s-a ascuns acolo, mai am ziua de azi și de, ziua de mâine, pardon. Și o să încep cu lactatele. În cele 3 zile de lactate știu că întotdeauna merge bine și e super ok. Deja mi-am făcut aprovizionări pentru zilele cu lactate.
Mai departe, ce voi face? Am un creion pe care nu prea l-am folosit, l-am luat eu de pe ceva site. Lady Creation, ceva, nu știu. Este un argintiu și o să-l pun în colțul intern. Asta pentru că nu am un iluminator aici. Cam așa. Pare că se vede super intens pe cameră, în realitate nu este așa. O să tabotez puțin să nu mai se vadă atât de intens. V-am zis, nu fac nu știu ce machiaj. Pur și simplu vreau să-mi pun fața să nu arăt chiar așa groaznic. Și o să folosesc rimelul ăsta, cred că este de la Oriflame, The One Wonder Lash Mascara XXL. Să știți că îmi place tare, tare mult. Are periuța asta un pic curbată, nu știu cum se vede la voi, dar este puțin curbată și îmi place tare mult, chiar îmi place. Și o să îl aplic. Deja mi s-a strâns aici anticearcănul. Asta pentru că nu am luat o pensulă mai mică să fixez, dar sincer îmi era tare lene. Chiar n-aveam nici chef să mă machiez, dar chiar vreau să filmez unboxing-ul ăsta. Și cam așa arată primul strat, dar o să mai revin. Că îmi place să am, dacă nu am fard de la ochi, măcar genele să fie accentuate. Nu-mi place genul ăla de gene lipite cu aspect de păianjen, de picioare de păianjen. Cam asta este. Ia uitați cât de frumos se vede diferența. Cred eu că, uite și mai de aproape, se vede super, super bine, nu? Uitați ce gene mari. Eu zic că chiar se merită rimelul ăsta. Eu cu siguranță o să-l recumpăr dacă îl văd în catalog. Și cred că este chiar campania asta. O să mă uit atent. Haideți că o să pun pauză și revin când îmi fac buzele și gata, sunt gata să nu mai vă țin atât cu mine. Am terminat și cu rimelul, mi-am dat și cu ruj. Haideți să vă arăt că am o combinație genială aici, stați așa că nu mai găsesc cu ruj. Am o combinație aici pe buze, între rujul ăsta mat de la Adorable, Weibo, cred. Cred, nu știu, l-am primit într-un mystery bag, care îmi place mult și este nuanța asta de nude, mai am foarte, foarte puțin. Dar este un nude foarte, foarte deschis și îmi place să-l combin. L-am combinat cu rujul ăsta mat de la Yves Rocher. Am pus câteva punctulețe așa și l-am întins. L-am combinat cu celălalt. Iar la final am venit cu luciul ăsta de buze de la Essence. Și aici chestia asta. Haideți că am ruși pe dinți. Și îmi place tare, tare mult. Mi se pare un nude perfect, cel puțin pentru mine. Și mă duc să iau ceva pe mine, să-mi pun o perche de cercei și mă apuc să filmez. Vorbesc cu voi după, vă arăt cum am îmbrăcat și cum ce cercei mi-am pus. Gata, am reușit să împrind și părul. Cam așa arată. Aici am un burete de o altă culoare și nu se vede bine. Dar am vrut să încerc și eu cu afiura asta ceva nou, ce n-am mai încercat până acum. E un pic ciudat, ci drept, trebuie să recunosc. Și nu sunt chiar ok, dar pentru început zic eu că se vede ok. Sau nu. O să văd eu ce să-i fac pe aici, că am încercat să-l strâng foarte tare părul să vină cât mai ok. Dar, na, asta este per total. Mi-am luat cămășuța asta, mi-am pus cercelușii ăștia pe care i-am luat de pe Shein și mă apuc să filmez. Ce vreau să vă zic este că aici încheiem și vlogul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Și nu uitați, dacă vreți să dați un like, un share sau un subscribe acestui canal, acestui clip, chiar m-ar bucura foarte tare și aș vrea să creștem cât mai mult. Da, cam atât. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!